Există în România ceva ce nu se regăsește nicăieri altundeva în lume. Este vorba despre cel mai încărcat punct energetic din toată lumea, un loc pe care unii români l-au descoperit deja, se consideră că are puteri miraculoase. Conform știri.fresh24.ro, țara noastră ascunde cel mai încărcat punct energetic din toată lumea. Partea interesantă este că vorbim despre o stațiune celebră, vizitată anual de foarte mulți turiști, însă puțin cunosc povestea din spatele indicatoarelor care ghidează spre locul magic. Stațiunea cu cel mai încărcat punct energetic din lume este cea de pe Valea Cernei, anume Băile Herculane. Se crede că acel loc găzduiește energii spirituale care îi pot ajuta pe cei care calcă cele meleaguri să capete un scut energetic împotriva răului. Cu alte cuvinte, este un centru energetic cu rol de protecție. Sunt puțini turiștii care au ajuns în stațiunea Băile Herculane și cunosc aceste informații. Stațiunea Herculane este cea mai veche stațiune turistică din țară și totodată printre cele mai importante și vizitate stațiuni balneare cu regim permanente din România și Europa de Est. Numele stațiunii vine de la zeul Hercules, fiul lui Zeus și al frumoasei Alcmena, consemnat în mitologia romană ca patron al izvoarelor termale, simbol al puterii și al echilibrului între forța fizică și cea spirituală. Se spune că întreaga planetă are 15 puncte energetice care sunt dispuse sub forma unei spirale, al cărei capăt se află în România. Țara noastră este cunoscută ca fiind zona cu cele mai multe puncte energetice de pe glob. Primul este triunghiul divin omul, babele, sfinxul. Al doilea este Bucegi fol doamnei Gura de Rai, unde se spune că există o zonă de un kilometru pătrat în care organismul uman nu resimte oboseala, iar funcțiile fizico-chimice se revigorează brusc. Un alt punct energetic din România este peștera fără capăt Polovragi, apoi panteonul de la Cășcioarele și Șimleul Silvaniei, Sălaj, Dacidava, Munții Rarău, în polung Moldovenesc și Sarmisegetuza, orașul subteran Predacic, sunt alte două importante puncte energetice din țara noastră, pe latează știri.fresh24.ro.